fi organizator și gazde al unui eveniment, aș spune eu, deosebit, și anume conferința Academia Știință și Tehnică. Alături de noi, astăzi, se află domnul Marcu Lieliu. Claudiu Andone, Alexandru Safta, Orazi Mărculescu, din partea Inspectoratului Școlar, inspector de specialitate Mariana Constantinescu. De asemenea, există printre noi, se află printre noi, profesori invitați din alte licee brăilene, de top, chiar Andrei Puia, Liviu Arici, Doania Lucita, Vladimir Dumitru. Domnul Vladimir Dumitru a venit chiar de la Măcin. Mulțumim. Mulțumesc, eu că sunt onorat. Radu Grigore. Și domnul Emilian Micu. De asemenea, și domnul profesor Ovenea, mii de scuze, domnul profesor. Domnul profesor a fost de altfel profesor al liceului nostru. 40 de ani. 40 de ani. Felicitări. Am invitat de asemenea olimpicii Brăilei și o spun cu mândrie, ei nu sunt într-adevăr elevii liceului nostru, sunt elevii unui liceu de top din Brăila, și anume Colegiul Național Nicolae Bălăcescu, dar sunt ai noștri ori, ai Brăilei. Un olimpic național și internațional la astronomie, Andrei Radu. E o onoare să-l avem printre noi. Și de asemenea, Adrian Dinu, olimpic național la astronomie. Coordonatorul acestui eveniment este, de fapt, colegul nostru, Traian Andrei. Mulțumesc, doamne! Ca să vă adresez de câteva cuvinte pe doamna inspector de specialitate. Adresez un cuvânt de mulțumire organizatorilor din partea Inspectoratului Școlar și personal al domnului inspector școlar general, domnul Cătălin Canciu. Mulțumim pentru participarea dumneavoastră în județul Brăila a unei astfel de activități deosebite, cu atât mai mult cu cât Brăila se mândrește cu un număr mare de reprezentanți ai sectorului pe care dumneavoastră astăzi îl reprezentați. Din cauza aceasta sau datorită acestui fapt, mă bucur să fiu în astfel de echipă și în astfel de moment în care liceul Nicolae Iorga are o astfel de activitate. Urăm succes activității, bine ați venit la Brăila și duceți mesajul nostru de felicitări tuturor celor care îi reprezentați. Mulțumim! Stimați colegi, în societatea contemporană, cunoașterea este cea mai importantă componentă a oricărei activități, dirijând schimbarea și inovarea în toate domeniile. Din acest motiv, instituțiile de învățământ trebuie să aibă un rol determinant în promovarea unei educații de înaltă calitate. Parafrazând un binecunoscut scriitor român, putem afirma că timpul nu are răbdare. Consider că a venit vremea ca în învățământul preuniversitar românesc să se abordeze teme legate de problematica științifică și tehnică actuală, să se pronunțe mai des termeni ca explorare spațială, robotică, neuroștiințe, darwinism, evoluționism, ecologie, tehnologie, încălzire globală, aceștia reflectând câteva dintre preocupările comunității științifice. Din păcate, programa școlară este intervenită la nivelul anilor 2000 și nu permite pregătirea elevilor pentru viitor. Nu numai că nu există evoluții în domeniul curriculumului, dar uneori există și regres. De exemplu, din programa de biologie în vigoare pentru clasa 12-a, adoptat în 2006, a fost exclus darwinismul. Viitorul vine oricum spre noi, iar noi, dacă nu suntem pregătiți, acesta va veni ca un tonaluc. Pregătirea pentru viitor presupune schimbări majore la nivelul politicilor educaționale și al curriculumului, care pot fi realizate numai de factorii politici decizionali, dar și unele schimbări care se pot face la nivel personal. Un rol deosebit, mai ales înainte de Revoluția din 1989, bine, acest rol continuă și astăzi, dar atunci, vedeți dumneavoastră, fiind o publicație destinată științelor și tehnologiilor,
aveau o libertate mult mai mare decât restul presei românești. Ce drept, noi avem la redacție colecția de reviste vechi și sunt prezenți foarte, foarte mulți savanți ruși, unii dintre ei cu realizări deosebite, cu adevărat importante, alții, mă rog, introduși în revistă doar pentru că erau ruși. Oricum, ideea este că această revistă a documentat, practic, cu precursorul ei, Ziarul Călătorilor și al Întâmplărilor pe Marea și Uscat, o perioadă foarte interesantă. Gândiți-vă că în anul 1884 nu aveam calculator, internet, dar nu existau avioane, mașini. Ei bine, toate aceste mari invenții și descoperiri au fost documentate în această revistă pentru publicul românesc, iar revista a făcut mai mult de atât. Vă spuneam despre libertatea pe care o avea. În anii 70 a început să scoată prima publicație de science fiction din România, se numea Colecția Povestirilor SF, iar de asemenea în anii 80, preț de 6 ani, la fiecare sfârșit de an, Știință și Tehnică scotea almanacul Anticipația, care era un almanac atât de imagistică, de viitorologie, cât și de science fiction. Acesta, până la urmă, a fost interzis în 87 sau 88 și și-a reluat apariția după Revoluția din 89. Știi ce e extinție? Facem așa. Cine vrea să răspundă, ridică mâna, se ridică în picioare, spune cum îl cheamă. Ok, și acum spui. Dar tare, s-a lăsat în extinție. Dispariția unor specii din masă. Dispariție aproape totală sau totală. Ok. Bun. Știi cam câte extinții au fost până acum? Hai să zicem așa. În ultimii 500 de milioane de ani. Ok, deci uite că știi. Ok, stai, asta o să răspuns când nu suntem proiect profesori. Mersi, mersi. Deci, ai dreptate. În cursul istoriei noastre, să zicem în ultimii, poftim, 500 de milioane de ani, da, au fost destul de multe extinții. Extinție și genetică. Și va ține o prezentare bazată pe mai multe articole și cercetări pe care le-a făcut el despre cum putem avea un creier mai bun. Te rog, Alex. Bună ziua! Numele meu este Alexandru Sata, sunt într-adevăr cel mai tânăr membru al echipei Știință și Tehnică. Și ca o confesiune, bunica mea din partea tatălui se trage din Brăila, deci am și eu câteva gene de Brăila de la voi. Și pentru a deține un pic atmosfera din grădină, ne-am întrețit frunțile după prezentarea sumbră, nu că ar trebui la tabla, desigur, și realitatea. Îmi place să-mi încep prezentarea cu un big bang, cu nuanțe științifice, așa, pentru a vă lămuri că știința poate să fie și distractivă, nu doar foarte sumbră și, și sobră, de fapt. Oamenii de genul ăla, poate l-ați auzit, Einstein, Newton și Pascal se jucau de-a bați ascunsele. Einstein numara era la perete, în timp ce celor doi se ascundeau. Newton s-a adus în spatele lui Einstein, a desenat pe jos cu creta un pătrat cu latura de un metru, și a rămas acolo, până s-a terminat Einstein numărătoare. Când s-a întors Einstein, l-a văzut. Newton, te-am văzut, tu ești. La care Newton i-a răspuns, nu-i adevărat, ai văzut un Newton pe metru pătrat, ai găsit pe pasta. Și da, îmi place, bă, mult pentru că spune că și vă văd. Mulțumesc, să exprim mai multe sentimente din cauza a lucrurilor ce le visează, dar de ce nu poate exprima acelea sentimente când este treaz? Aici, ca o opinie personală, cred că este implicată mintea subconștientă care are, eu știu, care se regăsesc, genetic vorbind, se regăsesc informații, este din memoria genetică, de la părinți, de la strămoșii în spate, care se vorbesc în stare de subvisare, se manifestă în lume neîngrădită decât în starea conștientă. Deci vorbesc că e vorba de subconștient care se poate manifesta. Și de bagajul genetic care se manifestă la nivelul ăsta
cerebral, dar prin subconștient care se exprimă mai bine în stare. Și atunci când conștientul e adormit și subconștientul poate să se manifeste. Andrei, și aș vrea să vă întreb care sunt modalitățile prin care o persoană ar putea dormi mai repede și mult mai eficient. Ca o glumă ce ai de valerian și de perdină. Sau mi-aș putea spune. Da, exact. Da, dacă descoperi, să ne spui și nu. Nu, există medicație, bineînțeles, în sensul ăsta, dar nu asta ar fi soluția. În principiu, sunt modalități de relaxare a creierului prin meditație, respirația ajută foarte mult, concentrația pe respirație, ceea ce pare mult mai degrabă tehnică yoga, dar se studiază și științific tehnicile de respirație, o respirație profundă și relaxată, care relaxează tot organismul, poate contribui la... Aici aș mai intervine eu cu ceva. De când am început revoluția industrială, practic ne-am îndepărtat de ce înseamnă natură și ruperea asta de natură înseamnă și, nu știu cum să zic, pune prea mult accent pe lucrurile artificiale, nu pe naturale. Dacă stai în natură, aici lângă Dunăre, da? Asculți valurile, asculți vântul printre copaci și eu cred că s-a dat foarte. Deci dacă stai, de exemplu, cu muzica. Acolo am dat. Ok. Mulțumim lui Alex, sunt invitat jurnalist de gadgeturi și tehnologii din țara noastră. La lucram multă vreme la revista GoForit, înainte ca acesta se transforme în portalul GoForit și din 2011 documentează lună de lună cele mai noi dispozitive, tehnologii, case inteligente în revista Știință și Tehnică. Vedeți voi, am ajuns să trăim într-o societate, cum spunea și Alex mai devreme, în care suntem înconjurați și ne folosim de o seamă de invenții descoperite, de tot felul de dispozitive electronice. Tehnologia ne va ajuta să ne teleportăm. Păi, dacă reuși, teleportarea e un mare lucru. Mare lucru. Cu teleportarea, pe teleportare nu prea aș viza foarte curând. Dar aș miza pe replicator mai degrabă. Dacă stăm în domeniul SF, din Star Trek, dacă știi replicator din Star Trek, îi apeși două butoane, trei butoane și îți apare ce vrei tu acolo. Care? Ce îți dorești tu? Da? Sunt rețete, un replicator ia niște celule și le recompune sub forma unei fripturi de pui. Da? Pe asta aș miza mai degrabă, uitându-mă la fenomenul imprimantelor 3D. Care... E deja foarte puternic. Noi sperăm să, anul viitor, să avem un serial cu imprimante 3D. Sperăm să avem noi, în redacție, imprimante 3D, care să propunem tot felul de proiecte pentru tineri, pentru oricine,